În secolul trecut, pe harta Terei, se mai aflau încă destule teritorii necălcate de om. Pe la 1850, o expediție științifică plecată să cerceteze cel mai de sub tărâm al continentului american, Țara de Foc, dispăruse acolo fără ca cineva să afle din ce pricină și nici ce ascundea poate acel ținut îndepărtat. Cam tot pe atunci, dintr-un port românesc la Dunăre, Galați, un tânăr dornic de învățătură, Anton Lupan, pleca pe mări să deprindă după ani de muncă iscusința inginerească a construcției de nave, meșteșugul aspru al marinăritului. Prietenia romantică ce o va lega cu Pierre Vaillant, fiul unuia din membrii echipajului dispărut în Țara de Foc, atracția acelui teritoriu rămas necunoscut, aveau să modifice drumul lui Anton Lupan, angrenându-l în marea și extraordinară aventura cunoașterii, a descifrării petelor albe rămase pe harta lumii ultimului sfert al veacului trecut. Verdea bobului. Ești român? Român, domnule. Doar pe jumătate. Dar din jumătatea aia mare. Și dumneavoastră? Băga, domnule, să zice că-i frasul Husein, spaima mediteranei. V-am spus, o păziți bine netrebnicilor. N-ați ascultat! Ajutor!
Domnule? N-am să te uit niciodată. Poate o să ne mai întâlnim. Poate. Numele meu e Pierre Vaillant. Francez? Din Saint-Malo. Eu mă numesc Anton Lupin, român. Pentru că a trecut ceva vreme de când ne-am împrietenit și ți-a făcut plăcere să vii la noi la Saint-Malo, aș vrea să-ți destăinuiesc ceva. Dar, mai întâi, ce părere ai de oamenii noștri? Fără îndoială, sunt marinari adevărați. Aș vrea să fiu și eu ca ei. Până mai de unazi, au fost corsari teribili. Mulți sânge rău le-au făcut englezii. Da, știu. Niciun capitan englez nu ieșea în mânecă până nu dădea catiste la biserică să scape de ei. A fost locul bunicului. Eh? Ce părere ai de etravă? Știu eu, poate prea dreaptă. Mi-ar fi plăcut să fie mai alungită. Da. Însă dacă ai fi navigat cu ea în golful Gasconiei, ți-ai fi schimbat părerea. Vreau să-ți încredințez un secret. Și bunicul meu, Moș Leon, a fost corsar în tinerețea lui. Da, l-au prins englezii și l-au pus în lanțuri, la Devonport, împreună cu alții. Cu câțiva ani mai târziu, în 1825, pe vremea lui George al IV-lea, Bricul Beagle pleca într-o călătorie în jurul lumii. Bricul cu care a călătorit Charles Darwin? Da. Călătoria fiind lungă și grea, englezii s-au gândit la corsarii noștri. Le-au propus să intre în echipaj cu făgăduiala că până la urmă îi lasă liberi. Moș Leon a primit, împreună cu alți 8 francezi. A fost cărmaci. A făcut ocolul pământului și pe urmă s-a întors la Saint-Malo. Singur. Pentru că ceilalți au evadat pe drum. Înțeleg. Înțeleg, da. Dar de ce e un secret? Bunicul nu putea să spună nimănui că a slujit pe un vas englezesc. Era o rușine. Asta e tot secretul. Acum poți să o știi și tu, fiindcă într-un fel ai început să faci parte din familie. Am să-ți arăt ceva. Bineînțeles că bunicul l-a cunoscut bine pe Darwin. Sper să nu fie acasă. Moș Leon! Moș Leon! S-o fi dus să bea un păhărel la bistro. Vezi dacă nu doarme. Vino! Am să-ți arăt o scrisoare de la Charles Darwin. Are multe. Bătrânul meu corsar, mă bucur că trăiești și ești tot voinic cum te-am cunoscut. Am primit de una zi ultima dumitare scrisoare și mi-am făcut reproșuri că nu ți-am mai scris de aproape 3 ani. Dar în această vreme am lucrat la desăvârșirea unei cărți pe care o văd azi tipărită și ți-o trimit ca unuia care a fost în preajma mea. Ea cuprinde teoria mea despre originea speciilor și ți-o dăluiesc ca să fii cu gândul la mine când se vor năpustia asupra mea pirații științei. În legătură cu fiul dumitale, bravul Arnold, de ce crezi că e pierdut orice nădejde? Să fi pierit într-adevăr în acele ținuturi pustii, eu unul vreau să sper că nu. Charles Darwin. Arnold nu este tatăl tău? Mi-ai spus că a pierit într-un naufragiu. A plecat peste Atlantic când eu aveam 11 ani și nu s-a mai întors. Dar cum s-a întâmplat? Pierd mulți marinari pe mare. Oamenii de la noi sunt obișnuiți ca unii să nu se mai întoarcă. Și dacă nu se mai întorc, ce rost are să știi mai mult?
Da, da, după cum văd, Darwin nu mai are speranțe. Nu. Scrisoarea e de acum 9 ani. Ce pot să mai speri? De altfel, unul din oamenii care au fost cu el, Moș Jil, s-a întors. De la el știm că toți ceilalți au pierit. Și nu spune cum s-a întâmplat naufragiu? Nu, nu pot scoate nimic de la el. Acum 10 ani, un vapor englez l-a găsit în strâmtoarea lui Magellan. L-a găsit aproape nebun. Așa că ce poți? Jurnal despre cercetările din timpul călătoriei vasului Beagle. Charles Darwin. Oare cum de n-am auzit nimic despre el? Nu i-a părut de mult. O să o luăm cu noi. Cred că Morleon nu se simte lipsa dacă nu o ține mult. Eu am mai citit câte ceva din ea. Dar ascuns, firește. Dacă m-ar prinde Morleon, cred că s-ar face foc. E cu autograf. 1851, iubitul meu Leon. Mă bucur că vrei să-mi sari în ajutor, dar din păcate călătoria nu se poate înfăptui. Guvernul majestății sale socotește că n-are niciun folos prin cunoașterea țării de foc. M-am interesat și la Paris, dar nu pot îndrăjdui în vreun sprijin din partea guvernului francez. December 18, 1852. Bătrânule cărmaci, am găsit un tânăr capitan de vas din Boston. Nu-i bogat, dar are o corabie și 500 de dolari și e gata să plece oriunde. Poate universitatea din Boston ne va da câteva sute de lire. Îmi pare rău că noi doi bătrânii nu vom putea pleca. Nu ne mai țin ciolani. Va înlocui un strălucit elev al meu, iar în locul tău sunt fericit să-l primesc pe feciorul tău, Arnold. Sunt convins că seamănă în toate privințele. Așa a plecat tatăl meu, pe urmă nu s-a mai știut nimic. E lună nouă. A, e Moș Leon. Nu. Cu Moș Jil. Ce facem? Ne ascundem în hambar. Ce tu ai mai ficărat până aici? Du-te acasă! Am răscolit de atâtea ori prin cărțoagele lui Moș Leon, dar niciodată n-am înțeles acest fapt esențial. Că Darwin și expediția lui n-au mai apucat să facă cele 200 de mile peste munții misterioși ai țării de foc. Bunicul scrie că nu Darwin s-a opus, ci Fitzroy, capitanul vasului. Oamenii lui se temeau de duhurile rele. Mă trezesc noaptea și nu mai pot adormi. Mă tot frământ și mă întreb. Și eu la fel. Ce crezi oare că o fi acolo? S-ar putea să fie păduri sau lacuri sau... sau câmpii, sau deșert, sau toate la un loc. Bogății extraordinare. Sau nimic deosebit. Dacă aș fi un sceptic, aș spune cu ele sau fără ele, mersul vieții pe pământ ar rămâne același. Ha. Dar e chinuitor să nu știi. Mai bine să știi că nu e nimic. Hai să aflăm noi. Trebuie. Fără asta m-aș simți jumătate de om. Mi-aș reproșa toată viața. Crezi oare că noi vom putea afla? Voi mi l-ați luat blestemaților. Ce-ați căutat în cabina mea? O să ne ducem noi acolo. Unde? Țara de foc? Strâmtoarea lui Magellan? Credeți că este tot una cu Istanbul și Port Said? Credeți că este hoină reală de vântură lume? Da, da. Strâmtoarea lui Magellan. Va prind și pe voi nebunia. Deci înainte nu o să aveți odihnă toată viața. Strâmtoarea lui Magellan este încercarea cea mai grea de pe lume pentru orice corăbier. Știm, Moș Leon. Știm din jurnalul tău și din cartea lui Darwin. Dar noi vrem să împlinim ceea ce n-ați putut împlini voi, Darwin, tu și tata. E o datorie.
să descoper urmele tatălui meu. Și eu, de când am citit jurnalul, altceva nu mai am în minte. Așteptați vreo moștenire? Și corabie? De unde? Și bani pentru echipare ei? De unde? Și bani pentru echipaj? Și pentru provizii, pentru luni și luni de zile? Și pentru oamenii de știință? V-ați gândit? O să muncim cât 4, cât 10, cât 20. În câțiva ani o să avem și bani. Eu am deja strâns peste 100 de franci. Am și eu 50. Da. Nu vă mai lipsește decât restul până la 1 milion. Da. Aveți o bază de pornire. Adică sunteți nebuni și inimoși. Nebuni delegat. Bietul tată, uite ce-mi scrie. Dar dacă tu ai de gând să înfăptuiești ceea ce-mi spui, îți dau binecuvântarea și sprijinul meu cât va fi, că n-am de ce să mă împotrivesc cu unei fapte de folos omenirii care aduce cinste neamă. Am vorbit cu domnul Vea Ureche, ministrul instrucțiunii, care mi-e prieten într-o măsură. Domnia sa, deși înțelegător, ba chiar viu interesat de un asemenea curaj, mi-a spus cu mâhnire că nu se poate nădăjdui la un sprijin din partea guvernului, pentru că nimeni nu v-ar lua în serios. Asta e. N-avem ce aștepta din partea niciunui guvern din lume. Știi ceva? Nu vom realiza niciodată o expediție după toate regulile. Important este să ajungem acolo măcar noi doi. Va fi o expediție romantică, Pierre. Și cercetările științifice? Le vom face noi. Crezi că e simplu? Nu. Nu e simplu, dar ne vom specializa. Uite, eu mă apuc de geografie și meteorologie, dar serios. Ție îți las geologia și științele naturii. Dar spune-mi la ce vasta ai gândit tu. Ce crezi că ar fi cel mai potrivit? Păi știu și eu. Poate un slop de 10 tone, cu cel mult 3 oameni în echipaj. Nu. E greu peste Atlantic. Mai degrabă un brick de 150 de tone cu 10 oameni. Mulți bani, Pierre. Hai să spunem o goeletă. O goeletă de 80 de tone cu 5 oameni în afară de noi. Am găsit! În Turcia se construiește o cale ferată pe podișul Anatoliei. Cel mai greu șantier de azi. Mergem acolo! Se plătește de 4 ori mai mult decât oriunde în altă parte. Bine, dar noi suntem ingineri naval, Pierre. Și o să construim poduri și drumuri de fier. Nu e greu. Totul e să strângem bani, înțelegi? Mergem în Galata? Galata, Pera, mi-e tot una. Vreau să văd ce altceva decât bărbile soiase de pe șantier. Poate ceva care să semene cu chipul Gingaș de la Port Said. Nu știu, am uitat. Nu m-am gândit niciodată. Cred că aș prefera să mă uit la corăbii. Ce zici? Ar fi ceva. A, silueta e frumoasă. Dar cele care sunt de vânzare sunt în partea cealaltă. Da. Niciun ban mai puțin. Vreau să mă întorc în Olanda, la mine acasă. Frați cum? 900 vrei? Nu. 930? Nu, nu, nu. Uh-huh. Hmm? Nu. Ciu! Putem să-ți vorbim, capitane? În ce privință?
Vrem să cumpărăm vasuri. Domnule, Marta prețuiește mai mult, ne dăm seama. Dar noi nu avem decât 1000 de lire, exact cât cer dumneata. Ar fi necinstit din partea noastră să ne folosim de un prilej neprielnic pentru dumneata. Așteptăm o săptămână și dacă până atunci nu se ivește cineva care să ofere un preț mai apropiat de cel adevărat... Nu sunteți marinari. De ce vreți să cumpărați vasul? Să plecăm peste mare. Vrem să ajungem într-un loc încă necercetat de nimeni. N-aveți nici 30 de ani. Ba, eu am 35. Iar eu 36. Ei, să fi fost și eu mai tânăr, aș fi mers și eu cu voi. Măcar și cârmaci, dacă n-ați fi vrut să mă luați capitan. Și câți bani spuneați că aveți? 1000 de lire. Dați 900. Să vă rămână și pentru echipaj. Nu se poate. Nu putem primi. Facem cum am vorbit. Altfel iau vasul, îl duc în larg și îl înnec cu mâinile mele. Ați cumpărat? Cu 900. Ați știut că vreau să cumpăr eu? Da, nu știi că am vrut să cumpăr eu? Păi eu am vrut să cumpăr. Ba eu, frațicule. 900 ai dat pe ea, ia 1000 și cară-te corabia mea. Da, 1100. Prea cinstiților, capitan, vă rog să debarcați. Da, 1200. 1500. Ia 1700. Voilà! 2000. Te tai? Domnilor, vă rog să debarcați, vă rog, coborâți, vă rog. Domnule, da. Aur! Haide, gata. Vă rog, aur. Vindem chiar dacă ne-ar cere sultanul și ar plăti o cu jumătate din Serai. Hai! Domnule! Îți dai seama? E a noastră. Da. Eu propun, înainte de toate, să-i schimbăm numele. Ție, Marta, îți place? Da, e un nume de fată care... Da. Nici măcar numele iubitei mele, că n-am niciuna. Nici eu. Tinere, ți-ai ales singur drumul. Las că va veni și vremea dragostei dacă vei avea răgaz pentru ea. Tu ce nume ai dat? Cred că i s-ar potrivi un nume simbolic care să fie legat de speranțele noastre. Atunci o numim Lesperance. Cum sună pe limba ta? Speranță. Vărul meu, Chiria Comachi, duce mare lipsă de coloniale. Dacă lasă, cere limonia și piper. A, mănâncă iute, gălățeni. Un vagon de piper. Da, o avere, capitane. E mai scump ca aurul. Să ne dejduim, că... Fiți fără grijă. La Galați, cum ieșiți pe uliță? Nu, îl găsim noi. Îl găsim. Pier! He! Cum merge slujba la sultan? Cine e? E cărmaciu. Sotir îl cheamă. Un om al dracului, dar marinar fără pereche. E pe jumătate român. E, după mama. Ai încărcat marfa? Da. 7 vagoane de coloniale. Tocmai am semnat actele cu Chil, Similadis. Ar fi trebuit să te vestesc. Poate vrei să te duci tu? De ce? Marfa e pentru un port de pe Dunăre. Galați. Poate vrei să-ți vezi țara. Nu? Lipsești atâția ani. Da. Aș fi vrut foarte tare. Nu pot să lipsesc atât de mult de pe șantier, dacă vrem să plecăm mai repede peste Atlantic. Ce-s luminițele de acolo?
Păi știu ce poate să fie. Cred că-ți lasă la ancoră. Așteaptă ziua să intre pe Dunăre. Curios. După calculele mele, cârma două caturi la stânga. Am înțeles, două caturi la stânga. Ce e asta? Mi-a aruncat pe uscat. Toată lumea la posturi. De franțuz. Vedeți pe acolo! Umbre după nemicuri! Pune mâna pe marfă, spurcăciune! Dragă fiule, află, dacă n-ai simțit singur, că de la moartea bunei tale mame n-am avut alt gând decât gândul tău. În anii bătrâneții, grijile mi-au fost mici. Am pus deoparte rodul strădaniei mele de mic dascăl ca să se ajute spre îndeplinirea gândurilor tale și ale prietenului tău. Așteaptă-mă. Să mă ierți, Chiriacomachi, că-ți stric tabietul. Cred că mai mă ții minte. Am fost la dumneata acum 2 ani. S-a mai auzit ceva, cumva, despre Pierre Vaillant și despre corabia lui? Ce să mai aude? Și ce vrei să mă auzi dumneata despre un barcazul care a pierit acum 5 ani? Și pe vreme de război. Pune-i cruce, cum i-am pus-o și eu. S-a necat, ale vedere. De unde știi că s-a necat? Altceva ce-a putut să facă dacă nu a susit? Unde să se ducă? S-a dus în lună, în rai. Bine, Chiriacomachi, cum s-a necat? Cum a pierit? Dintr-o corabie mai scapă un om, mai rămâne o așchie, mai găsește o urmă. Uite aici ce-am pierdut eu. Poftim. 7 vagoane, măsline, unde lemn, o cafea, piperă, portocale, limone. Acum ce mai vrei dumneata dacă eu i-am pus o cruci? Chirie, încleabă cu coana dacă veniți să o trageți cu oțel la ceafă. Hai să viu, că n-am în control. He, m-am dus eu.
Iartă-mă încă o dată, Chiriaco Machi, că ți-am stricat tabietul. Ce tabiet? Care tabiet? Pacoste, nu tabiet! Merg pe jos, mulțumesc. Mireasa, nene! Mireasa! Are bătaia jos! Are pe dreacu! Mai dă bătat! Da, dă banul! Sigur că ochește dacă vede dublu. Ai nemerit una, mai ai dreptul la o lovitură. Așa e regula. Ia de-te, băi, încolo, bă, bețivule, băi. Acum pe care s-o ochesc? Berbeci, nene, berbeci! Acum pe care s-o ochesc? Cucu, nene, cucu! Cucu, unde-i cucu? Ah. E, gata, gata, acum acară-te! Păi de ce, domnule? Lasă-l să tragă! E, e dreptul lui, domnule! Vrăjitoarea, nene, vrăjitoarea! 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 Ah!
E dreptul lui, a 10-a. Păi de acum, ia să-i dai premiul. Nu se poate, domnule. Ia premiul și cară-te, hai! De ce să-l vreau, de ce să-l vreau? Hai, domnule! Lasă-l, domnule! Lasă-l! Vrei să pleci, domnule? Păi, domnule, dreptul lui, lasă-l! Ce ți s-a făcut de scărmanea? Ce-o bine? Ia să-i dai voie! Lasă-l, pleci, domnule, înainte! Mergi înainte, domnule! Dă-i pace pe Simon, pe fizică. Mergi înainte! Iepurile! Ce ia să ia, mă? Leu! 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 Leu de acolo! Hai, Leu! Bravo! Paul. Care e Paul? Premiu! Care e premiu? Paulul de aur! Păi, ce te-am mers? Ce-ai tras aici? Scoate banii și dă-i omului! Ce să-i dau? Păi e dreptul lui! Păi scoate Paul! Nici o! Să-i dai Paul omului! Păi de unde se iau eu în Paul de aur? Păi nu mai plânge, pleacă de aici și tu! Să vie sâmbătă și îl dau! Câte ce sâmbătă și nu acum? Acum n-am! Dă-o! Dă-o, Paulul, că nu mai scăpăm de asta! N-a stat chiar în gâs ăsta. Uite-l. E bun? E bun. Hai. Și acum ce mai vrei? Încarcă. Ce? Încarcă, că ți-i trată jocul ăla de la început. Sau nu te ții? Pleacă de aici. Pleacă de aici, bețivule. Pleacă de aici, îi dau foc. Era la grafului de baracă, îi dau foc. Pleacă de aici. Bine. Haide, băi. Bravo, ești bun, lasă, iartă. Haide cu mine. Hai să câștigi mai mult decât un pot. Hai, hai cu mine. Hai, hai, hai. Hai, hai, hai. Cum te cheamă, băiete? Ieremia mă cheamă, domnule. Ieremia, nu-i fi ăla care intră cu ăștia în gard? Nu, ăla e frate meu, că ne-a nimerit doi frați să ne cheme la fel. Pe mine mă cheamă Anton Lupan. Anton? Au, bă, și la noi în sat e unul de... îl cheamă Anton, e dascăl la biserică. Dar dacă zice Anton, de ce te mai cheamă și Lupan? Ia spune-mi, unde ai învățat să ochești așa de bine? La Grivița, domnule. Că aveam gloanțe din belșug și fesuri să le iei la ochi câte vrei. Vreo meserie cunoști? Sunt malangos, aha, dacă știți ce e. Știu. Adică fac bărci pentru pescar, că da, nu da, sunt da. Corăbii sau barcazuri de reparat. Ce barcar te-ai învățat? Cât a uitat meșterul meu. Să scrii, să citești, să socotești, știi? Da, încât să nu zică lumea că-s prea prost. Ascultă, Ieremie, n-ai vrea să pornești cu mine la drum? Fac de seamă, rosturi prea multe pe aici n-ai. N-am, da, încotro să pornim. Așa, la capătul lumii. Oh, nu fi prea departe. De departe e departe, e drept. De mare ai mai fost? Ți-o fi teamă de ea? Nu, că vreo 2 ani am fost dulgher cu un caiac turcesc. Am umblat pe la Istanbul, am umblat pe la Salonica, am ajuns chiar la Pireu. De-aia spunem, de băut bei în fiecare zi sau numai așa la sărbători, a? Nici măcar de sărbători, domnule. Dar acum vin de la o nuntă. Da, mai încolo mă duc chiar, că nu s-a terminat. Sunt soarevărul meu, halalam, cu fata unui sagagiu, de aici, din Galați. Luăm un mic? Da, hai. Cât un mic? La semn lovi?
Altă mireasă veni. Vere. Oh, ce e bara la mie cu tine? Unde sunt hainele de generic? Ține-le tu. Ce, ești nebun? Nu, Vere, dar m-am săturat aici. Să le dai straile înapoi și cizmele, că mi-erau și mici. Ia auzi, vine vaporul, mi-ațez de sus. Auzi, cășuieră, eu mă duc la Sulina. Du-te, bă! Noroc! Ce-s cu astea cilema? Unde e Haralambie? Le-a lăsat și s-a dus. Nu s-a dus. S-a dus. A zis că s-a săturat și de nevastă și de tot. Să te duc să nu te mai văd pe aici. Hălă! Podlogarul! Las că pune mâna pe el! Golanilor! Să dai la tovo! Crăpați al sacaua! Penelopa. Hei! E cineva pe aici? Eu nu știu pe unde vine țara asta de foc. Da. După câte spuneți, ar însemna să călătorim un an întreg. Poate și doi. Paul. Și numai pe mări? Ba și pe oceane. Gerasime! Izbaire! Ați asurzit pe zevenchilor! Faceți chef pe socotela mea? Las că ajungem noi la fireu și o să vedeți voi. Bună ziua, capitan Iani. De unde știi dumneatale că sunt capitanul și de unde știi că mă cheamă Iani? Păi... e de ajuns să se uite cineva la dumneata, să vadă că ești capitan. Spune-mi, corabia asta frumoasă e a dumitale? Aha. Am auzit că pleci la Pireu, e adevărat? Cam așa. Dar ce vrei, dumneata? Ai putea să iei doi călători? Până unde, frațicule? Păi, până la Stambul. Sau mai departe. De mă, frațicule. Să vă iau, să nu vă iau, dacă apățesc cu ceva. Ia spune, capitan Iani, cât cer până la Stambul? Cu mâncarea mea. Cu mâncarea dumitale. Dumneata o să dorme în cabină, ținții cosari. El o să doarme pe punte, doi cosari. Bine, de dormit vedem noi cum dormim. Vă să zic că ai spus șapte cosari. Hă? Bate palma, capitan Iani. Du-te, Ieremie, și adu bagajele. Acolo. Bună ziua, palicarilor, și poftă bună, că văd că aveți la ce. Mi se pare că ați pus mâna pe un berbec gras. Gras este. Poftim, Gustav. Dar de unde răsărești, domnule? Sau te-ai bine cu al necurat, a? Tu ești... cumva ești Gerasim. Bă, fraților, v-am povestit întâmplarea de la Port Said. Uite, dumnealui e ăla care s-a găsit să-l înfrunte pe Hussein. De-aia spune, domnule, ce vânt te aduce încoa? Că acum vreo 2 ani auzisem că ești secund pe un vapor olandez. Oho, de atunci mi-am luat și brevetul de capitan. Dar tu ce n-ai, baifi? Că vorbești de parcă ești muntea. Și acum în ce parte ai vrea să pleci? Ce mărți au mai rămas de vânturat? Destule. Domnule, nu te-am întrebat ca să-mi răcesc gura.
Dar mă gândeam că poate ai nevoie de un cărmaș. Am nevoie de un cărmaș, Gerasim. Și dacă ai vrea să fii tu acela, cred că altul mai potrivit nu s-ar afla. Când crezi că ajungem la Stambul? Că plecăm mâine pe miercuri. Pe turcul nostru, când aude de Istanbul, îl ia cu leșin. De ce-i cu el? Păcate omenești, domnule. Mai bine taceam și mâncam. Domnule, după cum arată vântul, azi nu o să plecăm. Eu dau o fugă până la vărul meu, Haralamb, să văd cum mai merge cu văduvia. Du-te, dai grijă să te întorci până diseară. Vezi să nu cumva să te trimită în peții. Oho, nu, că nu-i mai atât de însurătoare. S-a pitit să nu-l dibuiască sacagiu. Bună ziua, mătușă. Nu știu unde-i pasnicul farului. La dracu! Du-te și tu după el.